cu toată nota de relativitate a unor raportări sau cu rotunjirile făcute de către cei din școală, la matematică nu am reușit să atingem 50% din elevii la promovabilitate, deci au luat 47% dintre elevi o notă de trecere. Iar la limba română, limba și literatura română, am depășit cu puțin 60%. 62% dintre elevi au promovat simularea la examenul de evaluare națională. Ceea ce, gândindu-ne că e vorba totuși despre niște subiecte date în propria școală, în condiții aproape similare cu cele în care ei își desfășoară activitatea, rezultatele ar fi putut fi mai bune. Vom lua niște măsuri și o primă măsură va fi aceea de a avea o întâlnire foarte rapid, săptămâna viitoare, cu directorii unităților de învățământ la nivel gimnazial din județ, pentru a analiza împreună aceste rezultate, pentru a auzi ce măsuri vor să ia școlile, fiecare în parte, și eventual pentru a ne plia și noi pe aceste măsuri cu unele de nivel general, să zic, la nivelul județului Telorman, astfel încât să atacăm examenul de evaluare națională cu șanse sporite. Măsurile le vom lua, repet, în prima fază prin întâlnirea de lucru cu directorii și apoi prin intensificarea verificării programului de activități remediale în fiecare școală, în prezența unei echipe de inspectori, discuții cu părinții, discuții cu elevii, analizarea conținuturilor pe care profesorii le predau în perspectiva evaluării naționale.